Mai dăm un traseu care are foarte multe jump-uri pe care le-am văzut din gondolă și sunt mari. Gap-uri direct. Hai. Leger. Oh. Wow. 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 Leger. Wow. Da. Breaking bump-uri ca la Balamuc. Liniște și pace pe gura mea. Wow. Ce vorbești, mă? Înnebunește de abrupt să vede în realitate. Mamă, breaking bump-uri ca la Balamuc. Nu știi cum să stai pe bitră. Să nu te rupă la mâini. Băi, ce mă, nu vezi ce e după? Atât de mari sunt săriturile. Hop, așa. Începe treaba. Am dat jos frumos. Ia uitați, rog, mașinuțul aici. Mergem către Morzin, ceva de genul. Asta este o legătură. Asta e o legătură între Leger și Morzin și super Morzin. Oh, altceva. Pădure. Mamă, cât de răcorită e pe aici. Băieți în față. Un lat frumos. Băi, nemul. Tare. Ia-ți văzut paimii pe unde să dau, da? În față, frumos. Mamă, cât de marfă e. Și răcoare. Bun, tati, rog, mașină! Lanță. Întotdeauna trebuie să fie fix your bike ca să-ți facă bicicleta. Pac, gata, mă, că-mi prins degetele. Opa, dreapta. Mamă, cât de mișto e. În pădure frumos. Zici că suntem în Austria, am mai prins niște zone de genul anul trecut. Bun. Și nămol. Nămol. Olei. Olei. Olei, mlaștină. Mamă. Olelei. Mamă, am zis că iau cu gura pipa. Opa! M-au ajutat vitorițele. Tehnică. Am trecut-o. Return Morzin. Asta este un traseu albastru
ci că ne-am scos în mod zin. Dacă vreți să vedeți tura și toată experiența pe Strava direct, Fix Your Bike, găsiți aventura. Aici în realitate este răcoare, un aer extrem de curat și prin stânga se aude un râu. E fix ce trebuie. Incredibil. Mi se pare incredibil cum legăm cu o singură cartelă 6 zile, legăm 5 sau 6 bike parcuri, dacă vă vine să credeți. Pe mine mă dă pe spate chestia asta. Fix your bike! S-a terminat cu view-ul. Uitați în față cum este. Pauză de poză direct. Și când te uiți de aici de sus, toate casele sunt la fel. Arată spectaculos ceea ce au ăștia aici. Am rămas în urmă, băieții au luat sandale în față. Este absolut incredibil câte biciclete și câți oameni și cât pasionați de sport poți găsi aici. De fiecare dată când ies din țară, zic că vreau să mă mut într-o stațiune pentru biciclete. Unde te uiți, bicle și motociclete, motociclete, biciclete, biciclete. Aici suntem noi, motociclete, biciclete, motociclete, biciclete și aici. Haideți să vedem bicicleta asta, care arată foarte mișto. Wow, spectaculoasă. Arată foarte bine. Este prima dată când văd bicla asta și este și la închiriat. Foarte multe biciclete de top de închiriat. Access leger. Am mâncat. Și mi s-a cam lăsat mâncarea la pleoape. Dar poate prindem și un pic de energie la dat. Și intrăm. Access leger. Prima dată. Pădure, puțin umed, cauciucurile au aderență. Acolo am văzut niște lichide antipană. Cineva cred că a dejantat. Sper că nu din gașca mea. Bun. Băieți, la treabă. L-am întreținut de traseu. Aici ne-am bun. Și aici am uitat. Bă, încep să mă dezmărtesc un pic, atâta pot să zic. Și tac din gură. Aici în față. Noi în continuare mergem către zona de unde am venit. Și cam ăsta este drumul. Nu știu unde am ajuns, dar am ajuns într-o altă stațiune acasă, nu. Uitați cum este. De fapt am ajuns din nou la aceeași stațiune. Deci am văzut și anțul ăla m-a tras în el. M-a panicat rău faza de adineori. Mamă. În cap. Hard, hard. Mamă, cum se vede în stânga. Ieși acasă. Ce vorbești, mă?
Aici e de faș curat. N-ai șanse. Aici noroc cu Victorița. Vă zic sincer că nu. E totul atât de în cap încât n-ai șansă și nu există să greșești un pic. Și intrăm pe traseu. Stați. Vedem stânga, dreapta, contrapantă, săritură, pac, pac. Ieșim din contrapantă. Eu astăzi încerc să mă dau constant. Am o viteză constantă, să nu trebuiască să frânez mult. Ne întoarcem la lejer te dai. Să știți că în prima zi am cam făcut la kilometri de, mi s-a cam tăiat mau acum în drum spre casă, dar vorba vine drum spre casă că e traseu de dat. Uitați cât de mișto este din pădure. Super viteză de peisaj în dreapta și super viteză în față. Iar la final de zi, băieții de la Makov sunt aici prezenți. Cred că ai și ceva soluții și lumea așteaptă să spele bicicleta. Eu am aici roc mașină care are și el nevoie de spălare după prima zi de dat. Ei bine, în cele din urmă am spălat și bicicleta și încheiem prima zi de bike park la Lejer. Tot ceea ce ați văzut a fost traseu albastru plus roșu. Tura am înregistrat-o cu ceasul de la Garmin, hainele de la Alpine Star, bicicleta Rock Machine care s-a descurcat de minune, frânele au fost ce trebuie datorită discurilor de la Reverse, cauciucurile de la Victoria, bombă, m-au scos din câteva situații și astea fiind spuse, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe și ne revedem în următorul videoclip, tot de aici, din Franța.